Haideți să deschidem cu întreaga adunare Sfântele Scripturi la Cartea Romani, pagina Bibliei 1098. Vom citi din capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Epistola lui Pavel către Biserica din Roma, capitolul 5, de la versetul 1, pagina Bibliei 1098. Cuvântul Domnului spune astfel. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost furnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât. Dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Amin. Haideți să reocupăm lucrurile. Tema seriilor acestora este împăcați-vă cu Dumnezeu. Un imperativ, o dorință fierbinte a Apostolului Pavel. Și tot acest apostol, de data asta în epistola către Romani, scrie bisericii același mesaj. Un mesaj al împăcării cu Dumnezeu. Frații mei, atenție! Acest mesaj este scris unei biserici. Nu unor păcări. Nu unor prinși de război. Nu unor oameni străini de legămintele făgăduinței. Nu unor oameni care n-au avut niciodată părtășie cu Dumnezeu, care n-au avut cunoștința Cuvântului Dumnezeu. Și acest cuvânt a fost scris bisericii lui Iisus Hristos. Vorbește despre o categorie de oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu, trăiesc în mântuire, așteaptă mântuirea finală, răpirea bisericii și unor altor oameni care încă mai trebuie să repare ceva. Încă mai trebuie să corecteze ceva, denunțându-i și spunându-le că sunt într-un conflict real și deschis cu Dumnezeu. Acum, întrebarea care vreau să o pun. Într-un fel am pus-o șaseară. Suntem în conflict cu Dumnezeu. Că dacă nu are sens conferința aceasta, nu are sens semnele acestea. Dumnezeu, în această Biblie, unui om care a declarat fals venitul lui care a dat la biserică, a murit și el și soția lui. În această Biblie, un om care a depus o mărturie mincinoasă, o minciună, a murit pe loc. Un om care a încercat să salveze lucrarea lui Dumnezeu și a pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în momentul acela, l-a omorât. Câte minciuni am zis, frații mei? Câte lucruri neadevărate am zis? Cât de lejer trăim cu Dumnezeu, spunând, noi suntem al lui Dumnezeu. Noi aparținem Lui. Parcă mă uit la farisei din Ioan, capitolul 8 și 9, care spuneau, noi suntem fiii lui Dumnezeu. Noi avem o relație cu Dumnezeu. Noi nu suntem în conflict cu Dumnezeu. Noi suntem prietenii lui Dumnezeu și ne bucurăm de reputația aceasta. Ce se le spune Dumnezeu? Voi sunteți fiii diavolului. Voi aparțineți celui rău. Voi aparțineți lumii întunericului și implicit sunteți în conflict cu Dumnezeu. O schimb de 3 ori pe zi. Ne dăm zeciunala. Citim Biblia. Suntem parcă mai ceva ca și cărturarii. Știm pe de-a rostul multe verse din Scriptură. Voi sunteți copiii satanei pentru un singur lucru. Că ați spus și minciuni. Pentru că tatăl minciunii este diavolul. Frații mei, în ultima carte a Bibliei, și vreau să citesc ceva despre o biserică, m-aș bucura, măcar pe jumătate, bisericile din România, bisericile pentecostale, să aibă calitățile acestei biserici. Cartea Apocalipsa, prima
biserică cărui se adresează Duhul Sfânt este Biserica Genesis. Ascultați ce spuneți în această biserică. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt cei, că sunt mincinoși. În biserica asta erau oameni care atât de bine cunoșteau Scriptura, atât de mult au proroci mincinoși. Oameni care aveau darul deosebirii duhurilor. Vedeau care este al lui Dumnezeu și care nu este al lui Dumnezeu. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. O atenție din bisericile noastre au obosit pe cale. Biserica asta n-a obosit pe cale. Și veți spune, biserica aceasta o relație serioasă cu Dumnezeu. Aparține lui Dumnezeu. Și în momentul acela, Dumnezeu denunță conflictul. Am ceva împotriva ta. Am ceva ce nu-mi convine, ceva ce nu-i după voia mea. Dacă nu corectezi lucrul acesta, vei rămâne în conflict cu mine și niciodată nu vei fi biruitor, nu vei vedea curăția mea. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tău. Sau întâia dragoste. O biserică să fie în conflict cu Dumnezeu pentru că nu iubește? Se poate așa ceva, frate mei? Se poate așa ceva? Noi ne gândim la lucrurile mari, la lucrurile păcătoase, la lucrurile scârboase și noi nu le facem astea. Ba mai mult! Avem argumentul conștiinței și zicem, conștiința și asta nu e condamnă. Venim la biserică, nu avem nicio problemă. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, Pavel, care din nou, un învățat al legii, știa Biblia, se ruga, lupta pentru cauza lui Dumnezeu, prigonea pe nemernici aceia care împărțeau o Evanghelie falsă, după mintea lui. Când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos pe drumul acela al Damascului, știți ce îi spune Dumnezeu? Când îi se arată, zice, tu cine ești? Că nu te cunosc. Habar n-am cine ești. Știți cum se legitimează Domnul Iisus Hristos? Eu sunt Iisus acela pe care tu îl prigonești. Tu viața întreagă ai crezut că faci binele. Conștiința ta nu te-a condamnat pentru ce ai făcut. Ai omorât în numele meu. Ai nenorocit în numele meu. Ai despărțit familii în numele meu și ai băgat în pușcărie în numele meu. Tu nu ești într-o relație cu mine. Eu am ceva împotriva ta. Tocmai că tu ești în conflict cu mine. Tu ești vrăjmaș cu mine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, căci dacă atunci când eram vrăjmaș, frații mei, perioada aceea nu doar până am intrat în apa botezului. Oricine face fără de lege, în mod repetat, oricine se complace în păcat, gustă din păcat, este vrăjmaș cu Dumnezeu. Intră într-un conflict deschis cu Dumnezeu. Au alții argumente mai puternice și zice, Doamne, suntem lucrătorii tăi. Nu avem cum să fim vrăjmașii tăi. Noi, Doamne, facem minuni în numele Tău. Prorocim în numele Tău. Facem extraordinar de multe lucruri în numele Tău. Și ce le spune acestor oameni, Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei? Duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Nu v-am cunoscut niciodată. Pentru că ați făcut și fără de lege. O, câți dintre noi am făcut fără de lege? Și ne erijăm un pocăiți. Noi suntem al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu au folosit numele diavolului. În numele lui Dumnezeu au fost dragi. Și au ieșit dragi. În numele lui Dumnezeu au făcut minuni și Dumnezeu a zis, voi sunteți în conflict cu mine. De aceea Dumnezeu strigă și în seara asta. Oamenii, biserica, pocăiții și copiii de pocăiți trebuie să se împace cu Dumnezeu. Dar ca să ne împăcăm cu Dumnezeu trebuie să ne intre bine în minte. Să înțelegem cu inima și cu viața noastră că noi suntem în conflict cu Dumnezeu. Ori de câte ori trăim în păcat. Ori de câte ori ne place păcatul și ne putem să ne descoborosim de el. Omul e în conflict cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani că mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Oricărui lucru, oricărui om care a făcut fără de lege, dar și mai apoi, ultimele, după două, trei versete, spune pentru că ei, acești oameni care sunt răsmași cu Dumnezeu, împotriva căruia s-a ridicat mânia lui Dumnezeu, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au început panta aceasta înspre iad, pentru că au început să nu-i mulțumească lui Dumnezeu. Și Pavel spune, într-un alt cuvânt al său, cred că în Galaten, dacă nu greșesc, spune o poruncă și fiți recunoscători lui Dumnezeu. E nevoie de oameni care să fie recunoscători lui Dumnezeu. Dacă eu mereu, soția mea face favorul, soția mea mă ajută, soția mea face bine, prietenii îmi fac bine, și niciodată nu-i mulțumesc. Până am o inimă de cârpotaș, o inimă de nemulțumire, de nerecunoștință. La un moment dat,
va interveni o tensiune. La un moment dat, relația aceea se va frânge. Frații mei, Dumnezeu stă împotriva păcatului. În împărăția lui Dumnezeu, nimic neînchinat și spurcat de păcat. Și mulți dintre noi am gustat păcatul. Și mulți dintre noi ne-am plăcut acolo. Și mulți dintre noi am zis, scopul scuză mijloace, facem totul ca să avem un ban. Să mai trăim aici. Țin minte, în biserica din Valea Mare, într-o comună în care mă ocup, în județul Vâlcea, o soră a venit de la Tudoriști, ramuri așa, creștinilor după Evanghelie, care își botează copiii de mici și apoi fac un legământ la vremea maturității, un angajament, un fel de oaste a Domnului. Și pentru că erau doar trei oameni, au început să vină la biserica noastră. Și pentru că nu mai era loc, am încercat să căutăm o locație. Cu chirie sau să cumpărăm, să ne mutăm într-o sală mai mare, într-o clădire mai mare. Și am căutat, am găsit la vreo 14 opțiuni și râmbele îmi cădeau, fiecare. În Oltenia e praf soartele. Și noi eram parcă cumva grăbiți să facem, pentru că vinea iarna, condițiile în care seamă erau mai grele, și am găsit o casă. Am negociat cum, ne-am înțeles, la care sunt săptămâna cealaltă vine sora și îmi zice, am vorbit cu proprietarul, nu vă mai dau casa. Și am zis, bă, m-am dus acasă, pe peritanți mori, te-ai multe poate. Omul ăla nu e niciun lucru. Sigur, popa l-a dat peste cap, 100% nu mai venit. Ceva din el, ce mai mă duc și mă duc să-l sun? Măcar să îi reproșez, să-i zic că omul ăla nu-i serios. Mă duc și sun, zic, dar cine vă zic așa ceva? Când am auzit, parcă m-am agitat, m-am înfuriat și mă duc la sora. Și am soră, tu vrei să vii la biserică la noi și umpli cu minciuni din astea. Și zori sora. Am găsit o casă mai aproape. Și am zis minciuna asta, ca voi să nu cumpărați casa aia, că era departe din mine și zbătrâne. Și avea să faceți o biserică lângă mine, să ajung mai aproape, că zbătrânețe, să ajung mai repede acasă. Și am soră, scopul nu scuză mijloacele. Mincinoși vor merge? Ia. Noi, chestii frumoase, chestii mărunte, Dumnezeu e cel care iartă. Avem impresia că mergem la Dumnezeu în momentul în care greșim ca și cum l-aș călca pe fratele Nelu pe papuci și îl zic, iartă-mă, scuze, n-am vrut. Și Dumnezeu iartă. Că Dumnezeu e cel care nu obosește iertând. E adevărat, Dumnezeu nu obosește iertând. Dar s-ar putea să mor. S-ar putea mâine să nu mai fiu în viața aceasta și să rămân într-un conflict cu Dumnezeu. Alții spun, merge bine. Oamenii care sunt în conflict cu Dumnezeu, ăștia care nu au salar, ăștia care sunt somași, ăștia care au copii rătăciți, ăia sunt în conflict cu Dumnezeu. Mie merge bine. Dumnezeu e cel care mă ajută și la Oltean e la modă lucrul ăsta. Dacă nu o trăzni Dumnezeu via, dacă vin o fost vin, dacă nevastă a fost nevastă și ajutorul social sau pensia de ori, măcar că el vede perfect, vine în continuare, Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu n-are nicio treabă cu mine. Ăla la care eu am scasa, ăla e bătut de Dumnezeu. Frații mei, nu în argumentul cu acesta. Oameni bogați, mă gândesc la Lazar și la bogatul acela. Un om care fiecare zi se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Un om care trăia în lux, într-o bogăție reală și-o zis, îs cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nimic de spus împotriva mea. Eu nu-s vrăjmaș cu Dumnezeu, îs departe de Dumnezeu. Într-o zi o merge în focul iadului. Și-ar fi vrut atunci să rezolve conflictul cu Dumnezeu. Dar între cei ai lui Dumnezeu și cei ai diavolului erau prăpastii de netrecut. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, uitați-vă unde fiți conflicte. În sensul acesta, vreau să ilustrez conflictul omului. Pentru că e la fel. Este la fel în conflictul omului cu Dumnezeu. Eram într-o biserică în Cluj, care slujeam înainte să mă mut în Oltenia, și erau două partide. Erau doi slujitori agreați care slujau. Și fiecare, când m-am dus acolo, m-au trimis fratele Mesaroș să mă ocup de biserica aceea, dânsul venea doar și dea cina și m-a confruntat cu biserică problemă. În momentul în care predica un frate, toate surorile și toți atenții celorlalți frate, a pus jos, nimeni nu mișca nimic. Când predica celălalt frate, toți ceilalți, a pus jos, nimeni nu mai mișca nimic. Dar bă, fraților, vă aveți probleme? Nu, nu avem nimic unul cu altul. Nu, nicio problemă. I-am zis, frații mei, tocmai asta e problema. Dacă nu-l suporți pe un om că predică, nu trebuie să-l înjuri, să-l bați. Nu trebuie să-i dai un picior în fund. Dacă nu-l suporți pe un om că predică, înseamnă că tu ai o problemă cu el. O chestie care nu se vede, un lucru de la inimă la inimă. Ești în conflict cu omul acela, trebuie să te popești. Și am avut greu ani de zile, până când Dumnezeu dă vindecare în biserica aceea. Frații mei, noi nu avem nimic cu nimeni.
Noi nu avem nimic cu nimeni, nimeni nu ne deranjează. Dar tocmai asta e prezența conflictului, chiar dacă nu un vădit, e un conflict latent, care într-o zi va musti și va ieși afară. Iubesc prioritem pentru lucrul acesta. Dacă l-ai călcat pe bătătură, o sărit, s-o agitat, din momentul acela te aștept să se răzbună. Dar măcar ți-o declarat război pe față. Ardeleanul e mai cult, mai inteligent. I-ai greșit, înghite în sec, tace și nu-ți dai seama. Zici că te-o iertat. Și când ți-l mai dragă, te sapă pe la spate. Ăsta e Ardeleanul. Olteanul nu știe, nu știe să-ți ascundă sentimentele. Te înjură, te dă pe mâna diavolului, face ce vrea. Dar măcar știi că ai un inamic, un vrăjmaș. Ei, frații mei, există un conflict deschis cu Dumnezeu. Când Dumnezeu uneori îți taie calea, îți zice că ai o problemă. Dar dacă tu îți merge bine, asta nu e un argument că ești bine cu Dumnezeu. Dacă conștiința ta nu te condamnă, asta nu e un argument că îți merge, că îți merge bine cu Dumnezeu. E valabil și viceversa. Sunt unii care zic, dacă e păcătos, dacă e bolnav, dacă sunt nevastă, nu e nevastă, dacă copiii sunt răzvrătiți, știu eu, înseamnă că are o problemă cu Dumnezeu. Frații mei, aveți grijă să nu fiți de casă. Când orbul acela o venit Dumnezeu și a fost gata, a vrut să-l vindece, o venit ucenicii cărcotași și au zis, Doamne, hai, vrem să știm așa, pentru cultura noastră generală, cine a greșit? El sau părinții lui? Că a greșit cineva aici, nu poți să dai orbire fără păcat. Eu cred într-o pedeapsă pământeană a păcatului nostru, într-o consecință a păcatului nostru pe acest pământ. Cred lucrul acesta. Dumnezeu pedepsește păcatul pe pământ. Dar să nu ne pedepsească în ziua veșniciei, dacă noi ne pocăim. Uitați-vă la David care a curvit, dar și-a luat păcatul, și-a luat pedeapsa. Uitați-vă la oameni ca și Avram, care a mințit. Și n-a pățit nimic, parcă a fost mai binecuvântat. Dar pedeapsa și-a luat-o în familie. Atenție, părinți dragi. Spune-mi o minciună zicând, ne iartă Dumnezeu. Pe unde aceea intră diavolul și copiii tăi și nepoții tăi și strănepoții tăi vor fi sensibili în domeniul acesta dacă nu te pocăiești. Ce-a fost Isaac dacă nu-i mincinos? În același păcat ca tatăl său a căzut. Ce-a fost Iacov dacă nu-i mincinos? În același păcat ca tatăl și bunicul său a căzut. Păi spune, nu ne vede nimeni. Mi-am descoperit vulnerabilitățile ca om. Uitându-mă la tatăl meu, unde a lovit diavolul în tatăl meu, lovește și mine ca fiu. Ispitele care le-a avut tatăl meu, le-am și eu ca fiu. Întrebarea care se pune, rămânem în păcatul acela sau ne pocăim? Frații mei, noi ne mulțumim spunându-ne, ne merge bine. Sau ne uităm pe cotaș la oameni, de-aia ați bolnav copiii, o păcătuit. Dumnezeu pedepsește păcatul, dar uneori Dumnezeu lasă încercarea ca să-și scoată slava, glorie, numele Său. Uneori Dumnezeu lasă încercarea ca să te învețe. Și spune cuvântul Dumnezeu aici, ascultați. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Oamenii ăștia aveau pace cu Dumnezeu, aveau relație cu Dumnezeu. De aceea o zic, ne bucurăm și în necazurile noastre. Pentru că știm un lucru. Necazul e cel care ne ajută să răbdăm. Și Iacob spune același lucru. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dar nu-i logic. Cum adică să mă bucur când sunt în încercare? Pentru că încercarea aduce răbdare. Pentru că răbdarea aduce biruință. Dumnezeu îngăduie necaz, suferință, anumite împrejurări în viața noastră, ca să ne șlefuiască, ca să ne învețe. Până și Domnul Iisus Hristos în suferință a învățat. Până și Domnul Iisus Hristos a avut nevoie să fie învățat El, Fiul lui Dumnezeu. Nu mă credeți. Hai să deschidem împreună la Evrei, capitolul 5, 8. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Măcar că era fiu, se referă la Domnul Iisus Hristos, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu prin Dumnezeu adevărat, a învățat să asculte prin lucrurile care le-a suferit. Vă întreb, era Domnul Iisus Hristos în conflict cu Dumnezeu? Niciodată. Tot ceea ce a făcut, tot itinerariul lui pe pământul acesta, a fost în acord cu voia cerului, cu voia dată. Și totuși Domnul Iisus Hristos a suferit. Ca dovadă pentru toți cărcotași. Nu judecați oamenii către prin încercări. Rugați-vă pentru ei. Chiar dacă încercarea e consecința păcatului, mărturia faptului că omul acela e în conflict cu Dumnezeu. Sau dacă consecința, dacă întâmplarea aceea, pur și simplu, e inițiativa lui Dumnezeu pentru a mă forma, a mă șlefui, a învăța ceva. Rugați-vă pentru oamenii aceia. Nici conștiința, nici lucrurile bune,
nici autoritatea, responsabilitatea, lucrarea, numele lui Dumnezeu, absolut nimic. Absolut nimic nu-mi garantează că sunt în prietenie cu Dumnezeu. Dar ce-mi garantează? Știți ce denotă faptul că noi suntem în prietenie cu Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu? Relația cu Domnul Iisus Hristos. De aceea se referă aici la Biserica din Efes spunându-i, am ceva împotriva ta, tu ești în conflict cu Dumnezeu, pentru că dragostea ta din plin pentru Domnul Iisus Hristos a pierdut. Frații mei, uitați-vă la dumneavoastră, așa ați fost cândva, și uitați-vă la ce sunteți acum. Există o viață de progres spiritual. Oriunde veți deschide Biblia, veți găsi oameni care au înțeles necesitatea progresului spiritual în viața personală. Uitați-vă la biserica din Efes, la începuturi. Pavel a mers și a predicat în sinagogă. Au venit alții care i-au comentat și au plecat de acolo Pavel. Și apoi a stat 2 ani de zile, a luat cu chirie școala unui tiran. Și ce spune Biblia acolo? În fiecare zi, și eu nu cred că e o metaforă, în fiecare zi, în școala celui numit tiran, Pavel predica Evanghelia. Dar, bă, Pavel, tu ai probleme. Îți dați de cetăți neevanghelizate, tu stai 2 ani de zile într-o cetate să predici Evanghelia. Acum vă spun, orice predicator, top numărul 1 din lume sau din România, ar veni aici 2 ani de zile să vă predice Evanghelia. Mai ales ca Pavel, care avea darul lungirii. Un om murit la predica lui. Atât de mult s-a lungit la o predică. În fiecare zi o predicat Evanghelia. Câți dintre biserica așa s-au plictisit? Erau în dragostea din tâi. Erau în dragostea din tâi și Iisus Hristos, dacă ar veni să ne predice Evanghelia. 2 ani de zile să ne predice în fiecare zi în școală unui anumit tiran. Am cădea de oboseală. N-am mai putea. Pentru că astăzi nu mai suportăm să stăm un ceas înaintea cuvântului. Am cântat 10 ceasuri. Că e ușor. Că e ușor. Că e ușor să mergi să cânti după altul. E ușor. Dar să ne plecăm genunchiul. Să citim Scriptura. E foarte greu. Aici. Asta e dovada relației cu Dumnezeu. Dragostea din tâi. Și când ne gândim la dragostea din tâi, zicem, Doamne, dă-ne dragostea din tâi. Dragostea din tâi, eu cred, în lumina Scripturii, că se vede în două coordonate. Rugăciunea și Cuvântul lui Dumnezeu. Cât te rogi în fiecare zi, arată relația ta cu Dumnezeu. Cât citești Biblia în fiecare zi, arată relația cu Dumnezeu. Ești atâta cât ești pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ești atâta cât citești Scriptura. Frații mei, să nu ne înșelăm amarnic. Unii zic, bă, venim la biserică și suntem în relație bună cu Dumnezeu. Că aici ne protejează Dumnezeu. Ieșim din conflict cu Dumnezeu. Știți că diavolul în momentul acesta e în biserică? Biblic vă argumentez. Credeți lucrul acesta. Ne avem o teologie fatalistă când zicem, dacă vin pocăiții, cântă, faptă-ți, piesa afară. La cina Domnului Iisus Hristos, a 13-a persoană, a 14-a, a 13-a a fost Domnul Iisus Hristos, era diavolul acolo. O evanghelie spune că diavolul a intrat în Iuda în momentul în care l-a bucățit. O altă evanghelie spune în momentul în care a tocmit arginția aceea. Spune Biblia și diavolul a intrat în el. Și cu el în inimă și în suflet a intrat Iuda în biserică. Și a luat cina Domnului și Domnul Hristos i-a denunțat și a zis cineva dintre voi e în conflict cu mine. Mă veți vinde oameni buni. Și fiecare s-o se cerceta și a zis oare nu fi eu, oare nu fi eu, oare nu fi eu. Și Dumnezeu i-a spus clar, el este. Să stea diavolul în biserică. Un om să vină în biserică și să fie în continuare conflict cu Dumnezeu, va mai mult posedat. Diavolul era în el. Frații mei, oricine face fără de lege este în conflict cu Dumnezeu. Pentru că Biblia spune și repet lucrul acesta, mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necesitări a lui Dumnezeu. Oricărei fără de lege, călcări de lege. Și oricât de mulți dintre noi călcăm legea. Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm în lumina acestei Scripturi. Dar acum ce facem? Stăm și îl încetim și Dumnezeu s-a ocupat de noi. V-am zis, ne place să elogiem ce face Dumnezeu și ce va face Dumnezeu. Dar când e vorba de responsabilitatea noastră umană, nu facem nimic. Când vorbește Pavel despre cina Domnului, zice în felul următor. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși, așa să mănânce, nu de ce să nu mănânce. Dar cum fac, frate? Mă cercetez, văd că-s păcătos și iau din cina Domnului, pe nu vrei. Vin bol, păstă mine, vine cazul. Nicăieri în Biblie nu scrie fiecare să se cerceteze să nu ia cina. Ce fac atunci? Cât mă costă să-mi cer iertare lui Dumnezeu? Noi știți cum facem? Zic, bă, o las pe săptămâna viitoare. Las pe luna viitoare, sarcina. Că am descoperit ceva. Dar mi-e greu în seara aia, în ziua aia, să mă pocăiesc în numele lui Dumnezeu, să iau de la început? Mi-e greu?
S-au certat cu nevasta. Ce fac? Cât te costă să iei afară de mână, să mergi și să vorbești și să zici, nevastă, te iubesc, iartă-mă, să vin apoi la cina Domnului. Și prin credință să afirm că Dumnezeu dă biruință. Pavel zice, fiecare să se cerceteze, implicit să se pocăiască și apoi să ia din cina Domnului. Dacă Dumnezeu vine în luna aceea, n-ai luat cina Domnului luna asta, dar să iau luna viitoare și Dumnezeu vine în luna aceasta, te ia sau nu te ia? Merge împreună la Dumnezeu cu Maranata în cură sau nu? Frații mei, noi suntem în conflict cu Dumnezeu, dar nu suntem dispuși să rezolvăm conflictul. Ei, Dumnezeu vine în seara asta să ne dea slujba păcării, să ne ofere împăcare, să ne ofere realizarea, rezolvarea acestui conflict. Noi suntem vrăjmași cu Dumnezeu, oricine a făcut fără de legea, oricine a mințit, oricine a clevetit, oricine a pârfit, oricine a fumat, a băut și a făcut altele. Dar Domnul Iisus Hristos, tocmai pentru asta a venit. Ca cei de departe să-i aducă aproape în casă. Ca cei care au vrăjmat și mânia lui Dumnezeu să descoperea împotriva lor. Să-i facă prieteni cu Dumnezeu. Glorie în numele Lui Său. Credem în lucrarea aceasta lui Dumnezeu. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos. Vreau să împac două surori. Tot în aceeași biserică. Eram acolo la curățenie, am spart un zid. Și eram acolo la curățenie. Și o soră, eu zic, soră, nu mă așa te-ai putut îmbrăca. Dar vine la lucru acela biserică, mă așa sora softica. Toată viața ta cât am fost în biserică, venit amândouă de la frații baptiști. Toată viața ta cât ai fost în biserică, toată viața ne-ai comentat. Niciodată n-a fost bună pentru tine. Și am surorul lor. Așa e și atunci lucru. Hai să ne rugăm. Se roagă surorile, Dumnezeu sensibilizează inima celui care o judecat. Și o soră, te rog să mă iert. Și o pus o să rog. La care sora a fost nu te iert. Tu așa ai faci toată viața. Nu te iert. Lasă-mă în pace. Eu nu te iert. Frații mei, un conflict între două persoane. Un conflict între noi și Dumnezeu. Poți să zic că Dumnezeu, toată viața ai făcut același lucru. Ce nu-ți mai dau șansă între? De aceea Dumnezeu e Cel care nu obosește iertând. Tu toată viața ai. O, de câte ori am recidivat în păcatul nostru. Am văzut, am vorbit, am stat și m-am rugat cu tineri care ani de zile au trudit cu păcatul lor și cu patima lor. Și au zis, oare nu mai iartă Dumnezeu? Oare mai poate Dumnezeu să facă ceva? Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar te iartă astăzi, mâine, s-ar putea să nu mai te ierte. Să rămâi în conflictul etern cu Dumnezeu. De aceea spun, acceptă favoarea Domnului Iisus Hristos. El de-aia a venit și spune Biblia aici. Dacă ar muri cineva pentru binefăcătorul lui, poate s-ar mai găsi. Cineva a făcut un transplant de rinic. Ăla alt e bolnav, are nevoie de rinic. Ăsta moare și dă înapoi rinic. Nu? Viață pentru viață. E normal. Reacționezi la ceea ce tu mi-ai făcut. E normal. Tu m-ai salvat de la viață, eu te salvez iarăși și îți dau viață. Dacă a murit cineva pentru un om neprihănit, ar muri cineva. Numai pentru că e neprihănit. Merită. Zice Biblia, nu trebuie să găsi cineva. Ei, Domnul Iisus Hristos a murit în momentul în care noi eram vrăjmași cu El. Tocmai când eu, Flaviu Pop, meritam cel mai puțin să intru în relație cu Dumnezeu, atunci Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine. Astăzi vreau să vă spun că stăm înainte lui Dumnezeu care ne oferă iertarea. Nu o să vină ca sora aia să zică, nu fie, că tu mai faci și mâine. Niciodată nu o să zică Dumnezeu asta. Dumnezeu e Cel care cobește, comentează. Iacob îl vede ca un Dumnezeu care dă cu mână largă și fără cârtire. Dumnezeu oferă iertarea fără comentarii. Oamenii dacă te ajută, îți reproșează dacă două ore călca pe bec. Dumnezeu nu e așa. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, s-a făcut păcat pentru mine și pentru tine, ca noi să avem o alt fel de viață. Dar noi trebuie să credem lucrul acesta. În primul rând trebuie să-mi recunosc că am un conflict deschis cu Dumnezeu. În primul rând, în al doilea rând trebuie să-mi ofer credit lui Dumnezeu. Să zic, Doamne, accept iertarea ta. Eu cred în puterea ta de ierta. Sunt oameni astăzi care se numesc credincioși și noi ca pentecostali etalăm. Ne etalăm puterile teologice în domeniul acesta. Știți care e marea problemă a viacului de acum? E că noi avem o teologie în privința credinței Domnului Iisus Hristos foarte fărnițată. Dacă vorbești cu oldeni, le zici, noi credem în Dumnezeu, se simt jiniți dacă îi spune credincioși. De atât cum se simt jiniți. Noi credem că Domnul Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, noi nu suntem martori. Noi credem în Dumnezeirea lui Iisus Hristos și cred că dacă v-ați întreba, credeți în Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, ați zice, amin, nu? Iisus Hristos e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, nu avem probleme la capitolul acesta. Dacă v-aș întreba, credeți că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a luat chip de om, a fost ispitit în toate, ca noi, și într-o zi de vineri a murit pentru noi?
Și într-o zi de duminică dimineața s-a înviat, a rupt bolul morții, a ieșit afară, a stat 40 de zile cu ucenicii și apoi s-a înălțat la cer, cu gloria Tatălui. Credeți Biserica Pentecostală, lucrarea Domnului Iisus Hristos, pământiană, o venit El aici? Că spune da. Dar în privința iertării, în privința reabilitării, în privința puterii de a trăi pocăința, foarte greu. În privința experiențelor, noi ne jucăm. Ne place cântare ca El poate. Eu cred că Dumnezeu poate să ne ducă în cer. Eu cred din toată inima lucrul acesta. Dar întrebarea e, credem că Dumnezeu ne duce în cer? El poate să o facă, dar o și face. Credem într-un Dumnezeu care face realmente lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a venit să ne ofere slujba împăcării. Vorbeam săptămâna trecută cu o soră, am povestit experiența întoarcerii la Dumnezeu, soțul ei nemântuit, am povestit puțin cu el. Și îmi zicea în felul următor, m-am întors, frate Flaviu, la Domnul Iisus Hristos. În momentul în care soțul meu a venit de la muncă și a auzit lucrul acesta, cum a botezat, mi-a spus, mi-a pus capul pe tăietor. Și-a ascuțit în fața mea toporul și a început să mă zgârie cu toporul sus și în jos. Și-a spus, femeie, dacă nu te lași de Domnul Iisus Hristos, capul tău ca și găina și sângele tău, ca sângele găina colectat din țărâna, curții noastre. O zis, frate, m-am gândit de două ori. Dacă eu renunț la Domnul Iisus Hristos, îmi rămâne un soț vecin. Îmi rămân niște copii neascultători. Niște fete care își bat joc de mine, care îmi fură banii din casă. Nu am nimic în lumea aceasta. Și atunci Domnul Iisus Hristos în mintea mea a venit și a zis, dar dacă ai avea un soț pocăit, dacă ai avea niște fete credincioase, s-ar merita totuși să mori pentru mine. Mi-am pus în momentul acela întrebarea și am zis, Doamne, indiferent ce aș fi, eu nu am pus să mor pentru tine. Ei, soțul acela, v-am spus, pot zgâria-te-o doar. Dumnezeu, când a văzut dragostea acestei femei, a zis, poți să mă bați, poți să mă tai, poți să-mi tai capul de butuc. Eu de Domnul Iisus Hristos nu mă las niciodată. Omul acesta cu săcuria tremurândă, i-a căzut săcuria din mână. Și a zis, vreau să-L cunosc și eu pe acest Iisus. Vreau să-L cunosc și eu pe acest Iisus. Eu nu înțeleg ce-o făcut inimii femeii mele, dar vreau să-L cunosc și eu pe acest Iisus. Femeia aceasta a avut zeci de avorturi. Domnul Iisus Hristos a fost acela care o iertat-o și o reabilitat-o. Dumnezeu a fermecat inima, Dumnezeu a împăcat-o, Iisus Hristos a împăcat-o cu Dumnezeu. De dragostea Lui i-a zis, eu nu mă mai las niciodată. Dragostea aceasta, relația aceasta fierbinte cu Domnul Iisus Hristos, i-a dat încrederea acestei fete, acestui bărbat, să se apropie de Dumnezeu. Și-a venit și-a zis, Domnul Flaviu, îți promit că duminică voi veni la biserică. Duminica aceasta va fi duminica în care eu vă sun frate. Aștept să mă sună frate, să văd dacă cu adevărat să-mi simte cuvântul. Dar dacă omul acesta se va pocăi, va fi datorită faptului că o femeie în păcat cu Dumnezeu. Chiar în radicalitate, chiar în extremă, chiar în moarte, nimeni nu ne vine să ne pune capul pe topor. Dar diavolul este acela care este lângă noi. Chiar este în biserică, care este cu noi la lucrurile de muncă, care încearcă să câștige cât mai mult. Pentru că el știe soarta, știe că este condamnat, știe că va muri într-o zi, va fi nimicit, va fi legat pentru totdeauna. Și tot scopul lui pe acest pământ, Domnul Văzducului, e acela de a trage cât mai mulți, de a deveni cât mai mulți oameni, de a împinge în conflict cu Dumnezeu, de a intra în relație cu El, de a fi în dușmanie cu Dumnezeu și de a nu accepta puterea lui Dumnezeu de a ierta. Ei, vreau să spun în seara asta că Dumnezeu e Cel care poate ierta. Credința adevărată e credința în ce este El, în ce a făcut El și ce poate face El pentru mine. Asta e credința creștină completă. Noi ne gândim la ce a făcut El, dar nu credem ce poate face El pentru noi. Mi-aduc aminte de acest tânăr viteaz de Gedeon, care vine Domnului, vine Îngerul Domnului și se descoperă și spune pe următor. Domnul este cu tine, viteazule. Și omul ăsta manierat politicos zice, rog de Domnul meu. Cum adică să fie Domnul cu tine, viteazule? Cum adică să fie cu noi? Tu nu vezi că suntem pe un almadian? Suntem la terenul lui. Tu nu vezi că eu fug fricos și bat grâbul acela în piasc și fug la scuns, am ceva de măcat pentru mâine. Cum să fie Dumnezeu cu mine? Pentru că prezența conflictului acolo a fost consecința păcatului. Și totuși Dumnezeu, dacă nu o crezi, vă o șansă. O zic, Domnul este cu tine. Afirmă mesajul lui Dumnezeu prin credință lucrul acesta. Și apoi îi spune, atunci și izbăvește pe Israel din una lumea de ani.
din nou politicul zice rău multe, domnul meu. Tu crezi că nu ai evaluat bine, tu crezi că nu înțelegi. Tu crezi că nu știi cine e eu. Seminția Manase e una din cele mai puțin numeroase seminții. Nu știu asta, bine, dar așa este. Apoi spune el, eu sunt cea mai săracă familie din Manase. Sau cum sunt cele mai săraci? Tu mă bine te-ai găsit. Eu nu pot să fiu cel care a lucrat bătirea. Spune, mama e mult, poate luai cu fratele meu mai mare. Eu sunt cel mai mic, cel mai mic din casa tatălui meu. Pe mine te-ai găsit. Și ce spune Dumnezeu acolo? Domnul este cu tine, viteazule? Și apoi o întrebare retorică. Oare nu te trimit eu? Pentru că puterea nu stă în ce ești tu, în ce semnifici tu, în ce valorezi tu pentru oameni, ci puterea de eliberare stă în ce poate face Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, poruncesc ca Madian să fie înfrânt și va fi înfrânt. Întrebare, mai credem noi în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu de a dezrobi pe copiii noștri din păcat? Mai credem în puterea lui Dumnezeu de a împăca lumea cu Domnul, cu Dumnezeu, în puterea lui Iisus Hristos? Puterea nu stă în cine ești tu, că ești o mână de om, că ești robit, că sunt oameni care zic, nu mă iartă Dumnezeu, n-am cum. De-așa mă duc la Dumnezeu și zic, Doamne iartă-mă, că mâine cad din nou, că-s om, că-s carne, simt ceva în cerăuntru meu care mă domină, nu pot. Puterea nu stă în ce poți tu. Credința, de fapt, nu înseamnă ce pot să fac eu pentru Dumnezeu ca să fiu mântuit. Și credința adevărată înseamnă ce poate face Dumnezeu pentru mine ca să fiu mântuit. Eu doar să accept puterea lui Dumnezeu. Autoritatea cuvântului Dumnezeu în seara asta vrea să-și facă simțită prezența. Noi trebuie să acceptăm slujba aceasta în păcării. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Vreau să mai spun un ultim lucru și apoi vom încheia. Cuvântul Dumnezeu spune astfel. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Prin El. Căci dacă atunci când era învrășmaș a fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu. Repet, în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. De trei ori în versetele acestea veți găsi în Iisus Hristos. În Dumnezeu. Dacă recunosc că sunt într-un conflict deschis cu Dumnezeu, sau un conflict latent, care se va descoperi doar în ziua lui Dumnezeu, când potrivit lui Pavel din 1 Roman, capitolul 1, versetul 27 sau 28, dacă nu greșesc, sau capitolul 2, spune felul următor. În ziua aceea, Dumnezeu va descoperi lucrurile ascunse, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, potrivit cu Evanghelia mea, prin Iisus Hristos. Toată viața a fost în conflict și în momentul acela Dumnezeu e acela care îți denunță păcatul pe față. Și nu vei fi mântuit. Dumnezeu e acela care astăzi ne spune, aveți o problemă. Domnul Iisus Hristos e acela care zice, eu sunt gata să mor, sângele meu se curgă din nou. Sângele acela care o curs în praful Galilei, astăzi nu o curs doar acolo ca să ne aducem aminte și să comemorăm lucrul acesta, ci sângele Domnului Iisus Hristos e acela care astăzi poate să spele păcate. Dar noi trebuie să rămânem în El. Relația cu Domnul Iisus Hristos, slujba împăcării, e o slujbă care se realizează acum, dar toată viața noastră rămânem într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. Frații mei, asta e marea problema noastră. Cădem, ne ridicăm iară. Cădem, ne ridicăm iară. Cădem, ne ridicăm iară. Spunând ce ne-ai primit, de 7 ori cade, nu? Și de 7 ori se ridică. De câte ori am depășit cele 7 ori? Și zice, mai este har înaintea lui Dumnezeu. Ei, de multe ori ne rugăm, Doamne, izbăvește-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, ajută-ne să ne ridicăm, dar nu spunem, Doamne, dă-ne puterea pocăinței. Doamne, ajută-ne să trăim cu adevărat cu Tine. Omul în relație cu Dumnezeu nu închide ochii fără să se roage. Omul în relație cu Dumnezeu, tânărul care cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu, nu-și probează iubirea cântând, predicând în față sau rugându-se. Își probează iubirea citind în fiecare zi cuvântul Sfânt. E cuvântul de dragoste a Domnului Iisus Hristos. E dragostea turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne certifică faptul că n-avem o nădejde falsă. Într-o zi cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Mă va lua pe mine dacă sunt într-o relație cu Dumnezeu. Eram într-o seară când am spart zidul acela, am cumpărat o
clădire, am spart un zid ca să înlățim biserica și eram rupt de oboseală. M-am dus undeva la ora 7, am venit undeva la ora 10 înapoi acasă. Cu o săptămână înainte am fost la niște prieteni în Bucovina, așa un copil de vârsta fetiței mele care vine aici, un pic mai mică, și vedeam că se rogă la un an și 7 luni, fetița mea are un an și 8 luni, se ruga la sfârșit, zicea și el ce zicea, că nu știa să zică, și la final zicea amin, aleluia. Și am zis, la un an și 7 luni se zică amin și aleluia. Dar bă, dar ce fata mea mai dată, o pun frate la rugăciune, am zis că e prea mică să pună la rugăciune. Mă duc și 7 zile la rând, am zis, nu ne culcăm, nu mâncăm, nu nimic, puneți mâinile, iar da, și puneți niște rogă. Și am văzut că încet, încet tot deprins lucrul acesta. Ei, în seara aceea, când eram obosit, m-am pus în pat, am soția curățat ceva pe acolo, pe jos, am zis, oricum trebuie să o schimb, mă culc un pic ca să crezi și mai o schimb. Și m-am rugat la locul. M-am luat și m-am culcat dus. La care vine fiica mea de un an și 8 luni de zile. Și mă bate pe bar, pe braț. Și eu obosit, am zis, ce vrei? Și m-am pus înapoi. M-am tras de ureche. Și ce am zis, ce vrei? Eu luat o mână și mi-a pus să pesc cealaltă mână. Pentru că fiica mea, după 7 zile de rugăciune, am înțeles că pocăitul adevărat nu se culcă fără să se roage. Și am zis, glorie lui Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat o lecție de la fiica mea de un an și 8 luni. Câți dintre noi, vorba bunicului, ne culcăm ca animalele fără să ne rugăm? Ai relație cu Dumnezeu, frate meu. Relația cu Dumnezeu nu-i doar să cântăm aici. Relația cu Dumnezeu nu-i doar să trăim într-o familie de pocăiți. Relația cu Dumnezeu nu înseamnă doar să cităm sporadic și accidental Sfânta Scriptură. Relația cu Dumnezeu înseamnă în fiecare zi să vorbim cu El. În momentul în care vom fi în relație cu El, numele nostru vor fi cunoscut de oameni, numele nostru va avea rezonanță în cer și numele nostru va avea rezonanță în iad. Numele nostru va avea rezonanță în iad. Mă gândesc la cei 7 fii al lui Sceva. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, vin ei, vreau să erigeze între niște exorciști extraordinari și zic, poruncesc acestui drac să iasă afară. Și ce spune cuvântul Dumnezeu acolo? Pe Pavel, pe Iisus Hristos îl cunoaștem, pe Pavel îl știm, dar voi? Cine sunteți? Pentru că ați fost botezați. Pentru că credeți că aveți o relație cu Dumnezeu, dar voi n-aveți putere în voi și vă, cine sunteți? Pentru că ați crezut că aveți o relație cu Dumnezeu, dar de fapt aveți o relație cu noi și sunteți într-un conflict cu Dumnezeu. Noi astăzi vă golim de haine, vă schingiulim și ne batem joc de ei. Și ce spune cu Dumnezeu acolo? 7 o poruncii trage în fiață. Toți cei 7. Câți dintre ei au fost bagi în poruncii de acolo? 2. Biblia spune acolo că pe amândoi i-o dezbrăcat, i-o schingiulit și i-o pus pe fugă. Cu ceilalți ce s-au întâmplat? Că toți s-au proclamat autoritatea numele lui Dumnezeu, nu? Toți ceilalți au rămas acolo. Diavolul nu a avut influență asupra lui. Dar la rugăciunea lor, nici diavolul nu a plecat. Oamenii aceilalți, cei doi, au avut un compromis, au avut o problemă, un conflict cu Dumnezeu, diavolul i-a arătat că e sânta lui și ceea ce au poruncit diavolul s-a realizat, ceilalți doi au fost indiferenți. Cei mai mulți dintre noi suntem de cei 5. Niște oameni care ne rugăm și nu se întâmplă nimic. Niște liste de rugăciune care merge microfonul acesta. Niște liste de rugăciune care de ani de zile le avem și nu se întâmplă nimic. Niște liste de rugăciune care le avem și nu se întâmplă nimic. Și zicem, noi suntem al lui Dumnezeu. Niște copii care sunt plecați de acasă și ne rugăm ani de zile pentru ei și ne zicem, noi suntem al lui Dumnezeu. Alții care poate ne bagiocoresc și zic, au șomaj, nu știu, cresc cu bine copiii, sunt păcătoși. S-ar putea să fii Sfântul lui Dumnezeu și să treci prin necaz. S-ar putea să treci prin necaz datorită consecințelor tale. Dar important e nu ce experimentezi în viața aceasta. Important e ce relație ai cu Dumnezeu. Dacă noi avem o relație puternică cu Dumnezeu, dacă biserica contemporană ar fi ceea ce ar trebui să fie, dacă tinerii biserici ar fi ceea ce ar trebui să fie, cerul s-ar coborî, duhurile ar cădea leșii, oamenii din Argata s-ar pocăi, s-ar prăbuși pulberea pământului și ar zice, noi suntem al lui Dumnezeu. Dar nu se întâmplă nimic. Mă confrunt cu problema asta în Oltenia. Oamenii nu sunt mai curioși de ce predicăm noi. Pentru că puterea pocăitului nu stă în cuvintele care le predică.
Puterea pocăitului stă în relația cu Domnul Iisus Hristos. Oamenii n-au nevoie de teoriile noastre. Oamenii au nevoie de ale noastre. Oamenii au nevoie de ceva. Să-L oferim pe Domnul Iisus Hristos din noi. Mă gândesc la flăbănocul acela, la locul acela de la Poarta Frumoasă. Au venit doi ucenici. Oameni care cu câteva zile înainte s-au lepădat de Domnul Iisus Hristos. I-au avut un conflict cu Dumnezeu. Dar au primit împăcarea lui Dumnezeu. Și când omul a zis, ai milă de noi, avem o problemă, rezolv-o. O zis, aur și argint nu am. Și oricum, dacă ți-aș da banii aia, tot sărac ai fi, că-i consum și mâine și la fel. Dar eu am ceva ce nu are lumea. Eu am numele Domnului Iisus Hristos, în numele Lui, care e în inima mea, sporucesc, ridică-te și umblă. Și omul acela a sărit, lăudându-L pe Dumnezeu. Pentru că oameni, doi oameni, au avut o relație cu Dumnezeu. Și le-a oferit pe Domnul Iisus Hristos acestor oameni. Oamenii din Arganda, copiii noștri, au nevoie de noi ca părinți, avem o relație cu Domnul Iisus Hristos. Și noi, chiar dacă nu facem păcate grosolane, suntem vrăjmașii lui Dumnezeu. Și astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, poruncesc oricărei ființe de aici. Dacă nu, în numele Domnului Hristos, îi rog fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Eu n-am nevoie de nimic altceva decât să-L am pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Acest Iisus care mă va ajuta în zilele lucrului, acest Iisus care va fi Iisus în familia mea, între copiii mei, între vecinii mei. Îl avem pe Domnul nostru Iisus Hristos în inimă, frații mei. Bolile rămân, copiii rămân, necazul rămâne, criza rămâne. Nu contează asta. Spania, pocăiții, România, Oltenia au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Haideți să cântăm o cântare. Ridicați cu toții vârfășoare. Chiar dacă timpul a trecut, vreau să ne împăcăm cu Dumnezeu. Într-un duc de cercetare, până când se cânte cântarea aceasta, să plecăm cu toții capetele și să zicem, Doamne, descopere-ne ce am greșit. Astăzi, în seara asta, vrem să rezolvăm problema păcatului nostru. Ajută-ne, Doamne, numele Tău. Și apoi ne vom ruga Domnului și eu cred că Dumnezeu va fi acela care ne va ierta, care ne va da biruință. Dar să cântăm din toată inima rugându-L pe Domnul Iisus Hristos să vină la noi. Haideți să cântăm cu toții. Când vei să vii, când vei să întorci, când vei să fii, când vrei să tot din calea mea, frații mei, prieteni, rugați-i pe numele Domnului Iisus Hristos, să-L chemăm pe Dumnezeu la noi. Chemați-L pe Dumnezeu în inimile voastre. Pentru nevoile noastre, pentru bolile noastre, este nevoie de Dumnezeu. Rupe orice legătură, întoarce-te. Domnul Iisus Hristos, glorie Lui Său. E foarte mult, iartă-ne, Doamne. Ajută-ne să venim la Tine, Doamne, din nebunia tinereții, ajută-ne să venim la Tine. Nu mai vrem să fim al lumii și al diavolului, noi vrem să fim ai Tăi, în numele Domnului Iisus Hristos. O, Doamne Iisuse, vino la noi, e dor de Tine, Doamne. E dor de puterea Ta, când vrei să spun, Doamne, seara aceasta ai milă de acasă. Doamne, seara de păcat, Doamne, am greșit, am falimentat, Doamne, am căzut, dar stăm înainte unui Dumnezeu care nu obosește iertând. Doamne, Iisuse, ajută-ne, Doamne.
Este a